Paramedicii Smurd din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara au în spate cursuri teoretice de pregătire asiduă, ateliere practice, simulări și prezentări de cazuri reale, astfel încât la fiecare intervenție să poată acorda asistență medicală prompt și cu profesionalism pentru a salva viețile celor aflați în pericol. În cazul unei urgențe medicale, persoanelor care sună la 112 le vin în ajutor echipaje Smurd ale ISU Hunedoara sau cele ale serviciului de ambulanță județean în funcție de complexitatea cazului. Săptămâna trecută, paramedicii Smurd au avut mai mult de 300 de intervenții, la care se mai adaugă și cele peste 100 de misiuni ale pompierilor în situații de urgență. Situațiile la care echipajele Smurd intervin acoperă o mare parte a urgențelor, de la accidentele rutiere, accidentele cu victime multiple, căzăturile de la înălțime, traumatismele de orice fel, înec, arsuri și orice problemă medicală a unui copil. Pe parcursul săptămânii anterioare, intervențiile paramedicilor Smurd hunedoreni au ajuns la 325. Detașamentul DEVA a înregistrat cele mai multe intervenții, și anume 53, urmat de detașamentul Hunedoara cu 40 de intervenții și Smurd Petrila cu 36 de intervenții. În același timp, pompierii hunedoreni au intervenit la alte 115 situații de urgență, demonstrând în continuare că menirea lor este aceea de a-și proteja și salva semenii. Un calcul simplu ne arată că în cursul săptămânii trecute, cadrele ISU Hunedoara au avut 440 de intervenții, ceea ce înseamnă o medie de peste 60 pe zi sau mai mult de 2 pe oră.